Dar cât te găsesc aici, Georgica. Omor mănâncitul și medicina. Unde sunteți, mă? Ușor, ușor, nu. Aici, nu aici, cu toată fata. Nu aici, cu toată lumea. Dar nu ne prinde nimeni. Uite-i mă... Mă, pute, mă, și pe norocul tău! Ce, cu cine mă șel, mă? Și tu, fă? Stai așa... Ieșiți afară! Ieșiți afară, momentul ăsta! Cine? Ați nebunit! Fă! Ieșiți afară! Fă! Afară! Nu mă da tu pe mine afară, că știu ce ai făcut! Nu știu cine e ăsta, dar eu am auzit niște vorbe despre tine! Unde-i George? Unde-i al meu? Unde-i George? Nu știu despre ce vorbiți! Ieșiți afară! Deci unde-i... Eu sunt George! Și tu ești, păi eu am văzut că ești George, te m-aș pe norocul tău, că de-aia ți-am dat-o, am crezut că ești George al meu. Bă, dar nu e, eu am... Doi în toată lumea pe care o pus tu. Ieșiți afară în momentul ăsta. Fă, taci că dau și în tine să mor în spital, dar nu, ce așa am nervi. Sună la poliție, colega, sună la poliție. Doamne, vă rog frumos să vă calmați acum. Medicinul, eu am crezut că cu tine și arde, George, nu cu femeia asta. Nu, doamne, nu. Haideți, vă rog frumos. Și tu, mă? Tu ce faci aici? Eu? Da, stai că nu e George, am uitat. M-a luat, m-a prins, să mor în spital, dar nu, m-a prins rău tot. Bine, stai în spital, deja nu contează. De ce m-am speriat sau v-ați înfipt așa în mine? Bă, eu am vrut să mă înfig în asta. E nebună, bă. Nu, nu mă face nebună, că să mor în spital, dar nu te pun pe pat aici. Ieși afară. Ăăăă, dă-mi bine să te dau. Colegu, abține-te și tu. Păi, coleg, sau... Ieși afară. A, gata, scuze. Da, haideți, domnișoara medică, să mă conduceți, vă rog, că mi-a scăzut așa, mi-a scăzut pensiunea. Haideți, doamne, ușor. Da, colega dumneavoastră e coleg? Uite ce m-a speriat, bă, bă, asta. Doamne, nici eu nu știu exact, vă zic sincer. Că pare cam coleg, așa, colega dumneavoastră. Câteodată zici în colega, câteodată colegul, depinde de situație. Ha, doamna medicină, să vă spun așa, sincer. Îl știți pe George, că am venit cu el, am zis că plătesc, că toate alea. Da, doamnă, da. Eu am crezut că dumneavoastră este sunteți bine? Cu George. Este... Da, bine, e foarte bine. E... Cer mai... E acasă, e bine rău de tot. Mă bucur că e bine. Deci știu de el tot ce face. A primit ce ne-ai mai primit greșit. Am văzut, a fugit mâncând pământul. De îngrijiri. Cum adică a fugit, doamnă? A fugit boala de el, doamna medică. A, s-a vindecat. Da, e 100% vindecat acum. Dar eu n-am văzut om mai vindecat decât el, să fugă așa repede. Boala de el. Doamnă. Încă n-a ieșit baba asta. Mă scuz, doamnă. Domnișoară. N-am avut plăcerea să facem cunoști. Vai, dar ce frumos arăta. Eu sunt Eleanca. Pare bine de cunoștință, mă numesc Alinuță. Iubire? Încântată. Ce pot... Îmi pare rău că am dat în iubitul dumneavoastră. Mi se pare de foarte prost gust ce ați făcut acolo. Da, avem și un moment intim. Am observat și mie mi-a lăsat un gust amar ceea ce am văzut, dar oricum. Că tot vorbeam de prost gust, de-aia am adus vorba de gust amar. Dar acum... Da. Vă zdrez vocea, observ. E vocea mea mai naturală așa, eu sunt un pic regușită și câteodată îmi vine... vine vocea asta. Înțelegeți? Da. Aveți oricum o voce angelică așa, v-ați gândit să cântați pe undeva? Eu m-am gândit, dar nu prea știu să cânt doar la fluier. Știți unde ați putea dumneavoastră să cântați? La fluier? Nu, la o casă de copii. A, nu îmi plac mie copiii. Păi tocmai de-aia, ca să-i speriați, să-i băgați în boală, că poate adorm și ei mai repede, v-ar ajuta foarte mult în carieră. Aveți copii cumva? A, n-am, dar dacă am și vreau să-i omor, pe tine te chem să le cânti sau să le zici ceva. Sau să te vadă măcar, ce dracu. Că sunteți doamnă medică și dumneavoastră, sau... Mă rog. Sunt.
Sunt chiar domnișoara șefa. Oh, domnișoară, sigur, fix, domnișoară, să mă respectați. Am doar 49 de ani. Ah, dar nici nu păreți, domnul, să aveți 49 să aveți atâția ani. Iubire? Poți să-i spui... stai acolo! Oh, să mă respectați. Gata. Da, eu să nu pot mai speriați astea, că să nu mai, mai pot fost să intru și aici. Îmi e cam frică să mă răspită. Da, nu trebuie să vă supărați așa pe iubitul dumneavoastră, domnișoară. Eu nu mă supăr, eu sunt așa cu el, îi place. Îi place mai așa, mai pe nervi. Dar este în regulă, eu sunt foarte deschisă la creier. Dar acum vă voi lăsa pentru că sunt în căutarea Georgiului iubire. Meu. Iubire. Bă, ți-am zis să merg! S-a mărât pușcărie! Gata, nu, mai fă! Doamne, scuze, doamne! Fă, mai e o altă ieșire pe aici? Nu, doamne, decât pe aici. Trebuie să trec pe lângă el? Fugiți repede, doamne. Ține tu de puțin de vreo. Ia, domnule fară. Da. Vă cheamă doamna medicină puțin. Colega, vină-mă puțin aici, că uite, niște fișe. Da, aveți niște fișe. Mor, în spital. Gata, m-a dus popul. Da, unde a plecat? Nu m-a mai prins fătul. Așa, ia să-l sun eu pe ăsta al meu. Pe un nepot al meu să mor în spital. Ăsta-i numărul, ia. Doamnă. Ia, lasă-mă, mă, nu vezi că vorbesc la telefon? M-a spus că sună. Alo? A, ce faci? Mâncai, a? A, nu poți să vii să mă ieși pe mine de la spital. Mănânci și vii, a, nu mai mânca, că am eu un cheeseburger. Nu l-am la mine, dracu, dar na. A, hai că te aștept aici în față la spital, nu sta mult. A, te mai aș pe norocul tău. Mânca, mă. Mă duc în dreacu și pe mine acasă, că eu am rămas fără mașină, am rămas fără nimic. Vine să-l văd și eu aici pe George, dar nu era George. Aha, mai bine zicea la poliție să mă duc și pe mine acasă. Pa, pa, poliție! Mă, unde slubul să fie ascuns, mă, ăsta? Doamna! Am ieșit să iau puțin aer. Să nu, dai, nu, da, nu, da, te rog. M-am să vă zic că v-a picat niște bani pe jos, cred. A, n-are nimic, lasă-i acolo. Sau dumneavoastră? Nu, ia-i tu, te rog, ia-i tu, te rog, nu, dar mine. Bine. Să mor în spital, ce mi-a fost frică. Colega, nu mai speria, doamna. Crezi că vrea să mă bagi în pistol? Păi, cum îl poți speri, colega? Ai nebunit? Colega, dacă ai văzut cum se uita la tine mai devreme, s-a pus niște ochi mari. E babă, e babă de asta. Mă ascund dreacu aici după ea. Deja să nu mă mai vadă. Iată, că nu mai mă vede aici. A, unul, dar mai vine ăsta odată. Aha, e ideea că nu mai vede. Hai, duceți-vă ca să pot să mă mișc de aici, că nu mai pot. Mi-am sub burta ca să stau așa lipită de stâlpi. Mergi înăuntru, mă, ți-am zis. A, unul, să mă în spital. Aolo, dă-i repede, dă-i repede, dă-i repede, că mă, dă-i acasă, acasă, acasă. Acasă, acasă? Da. Dau sprint? Ei, acum gata, că am scăpat de pericol. Bă, era acolo doamna medicină, doamne, era domn. Da. Să mor în spital, am venit să-l caut și eu pe George aici, mă, că ai auzit bă, că... Bă, cum e trece mașina aici să mor eu? Plecă de aici. Mamă, ce daci ei. Bă, du-te mă de aici cu rozul tău. Bă, rozul ăsta, face toată casa să mor băieții mei. Dă-i mai și ea, mă, să scăpăm de ei. Dă-te, dracu. Ai văzut ce obraznic să mor în spital. Obraznic, așa e tineretul. Oameni, serios. Aolo, mă, am fost să-l văd pe George, că a avut George o problemă și a dispărut. Și am crezut că era la medicină aici. Aolo, dar ce sunt ăia? Nu am acolo... Nu știu, cred că a oprit pe cineva. Da, uitați că sunt prea mulți. Nu știu, mă, eu sunt la mine acasă, n-are nicio treabă cu mine. Ia, las cobor aici, că poate nu...
Stai mă, așa, cobor aici ca să nu te ia și pe tine, că întorci și pe dublă continuă, dracu. Hai, mersi mult! Mai pentru ce? Te traversezi repede ca să nu... să nu... La poliția română, soție Marian. Bună ziua, de la casa aceasta, Leanca Magnifică. Am înțeles. A, doamna Luliza. A, Luliza, aici, da, bine, a murit acum, na. Cine a murit? Liza, mama. A, haideți înăuntru, vă rog frumos, să vorbim. Da, păi nu, că eu înăuntru mă ducem. Haideți, că venim și noi. A, bine. Dar de ce? N-ați fost la secție zilele trecute? Ba da, l-ați găsit pe George? Că am fost pentru George. Așa? Că a dispărut și, na, ca să știu și eu de el. Da, că... l-am găsit. Da, și ați venit să-mi spuneți că nu l-ați găsit? Problema este că am fost și în pădure, am fost peste tot. Și la buncăr avem, mă rog... Da, pe palaj ați fost? Peste tot, doamnă. Peste tot și prin râu și prin pădure? Peste tot, doamnă. Peste tot. Și peste râu și prin pădure. Și la unchiul Bob? Nu știu cine se cunoștea pe dânsul. Da, se ducea cu calul și se ruga să fie multă zăpadă. Am înțeles. Din păcate, nu. Nu știm. Hai. Da, păi... Momentan, semnele de întrebare pe care le avem la dumneavoastră și la copilul care a venit dumneavoastră mai acum câteva zile. Cum e aici? Ca așa, nu e fiu, e adoptiv, așa. Îmi place mie să am grijă de el. Am înțeles. Da, copilul cred că doarme la ora asta, că e după masă și el doarme, că e în creștere. Da, corect. Bine, nu știu dacă mai crește, dar eu el în creștere. Nu te gândi pe la mașină să aduc servietă. Mă, mi-ați adus o servietă? Dar vă rog, luați un loc dacă doriți. Puteți să vă spălați pe mâini în fustână, că toată lumea o face. Da, am înțeles. Unde sunt? Acolo. Vă servesc cu un fursec, cu o ciocolățică, cu ceva? Un suc, cu apă? Vă mulțumesc frumos, doamnă, dar nu mulțumesc. Nu vrem mai. Ah, în regulă. Mă, și dacă nu l-ați găsit pe George, nu înțeleg ce întrebări mai aveți, că eu v-am spus cum arăta. O să vă spun un coleg meu. Ce zic, colegi, ai obosit? Da, păi de la soarele ăsta. Vreți să mergem în spate la masă? Cam și curtea interioară. Umbra este? Da, da. Singurii suspecți pe care avem momentan. Așa. Mă rog, trebuie să știți dumneavoastră toți suspecții. Da, exact. Între care cei dumneavoastră. Poftim? Păi de ce, domnule, ce-am făcut eu? Unul dintre suspecți sunteți și dumneavoastră. Deci eu nu prea cred treaba asta, pentru că eu am venit, v-am spus cum arată George. Acum, na, eu v-am spus că a dispărut. Din păcate, vă încadrați, cum să vă spun, articolul 439 din codul penal, litera H, provocarea dispariției forțate a unei persoane în scopul de a sustrage de sub protecția legii pentru o perioadă îndelungată prin răpire, arestare sau deținere la ordinul unui stat sau unei organizații politice, ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuz de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informații reale privind soarta care este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informații au fost solicitate. Da, deci m-am lămurit. Da, o să accept. Acceptați ce? Nu știu, să mă respita, că am pierdut rândul de la articol. Mai puteți să mai spun de la articol, vă rog? Articolul 439 din codul penal. Aha. Da, a fost un articol bun. Să mă respita, articolul ăla, deci când l-am citit în ziar, mi-a plăcut atât de mult.
Deci eu n-am văzut de cine a fost scris, dar a fost un articol. Am înțeles. O să faceți să veniți cu noi, veți fi reținută la poliție. Poftim? De ce? Tocmai ce v-am spus. Păi tata, eu n-am înțeles, că e multe de spus acolo. Mai spun încă o dată? Mai pășileu așa, dacă puteți. Mai... cum a spus? Mai pășileu. Adică mai pe direct. Mai pe față. E ca și cum mi-ați spune că, doamne, ce frumoasă sunteți. Dar îmi spuneți că, vai, deci mama dumneavoastră a născut o felină matură și mândră de sine, stătătoare, care strălucește ca o floare în întuneric. Înțelegeți? Mai bine spuneți, făi, ești frumoasă, fug să mă în spital. Părerea mea? Da, momentan dumneavoastră este singura, mai spus, singurul suspect care se potrivește foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat. Și momentan sunteți suspectă de omor.